Rugăciunea care te dezleagă de blestem până la al șaptelea aniam. Se rostește nouă zile la rând. Această rugăciune care te dezleagă până la al șaptelea aniam trebuie rostită nouă zile la rând, dacă bănuiești că ceva necurat se întâmplă în viața ta. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, miluiește mă, iartă mă, dăruiește-mi pocăință. Doamne Isuse Hristoase, miluiește-i pe toți cei din neamul meu, pe părinții mei, pe bunicii mei, pe străbunicii mei, pe toți strămoșii mei. Le mulțumesc, Doamne, pentru darul vieții și accept tot ce viața lor a pus în sângele lor și, prin asta, în sângele meu. Primesc această moștenire a lor și a celor care ne-au făcut rău, și astfel au intrat în neamul nostru. Miluiește-i pe cei cărora noi le-am făcut rău, pentru că și ei au intrat în felul acesta în neamul nostru. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne pentru trădări, minciuni și pentru toate celelalte păcate grele pe care le-am făcut eu și neamul meu, eu și toți cei a căror viață se află în sângele meu, în viața mea. Le mulțumesc, Doamne, pentru că au transmis viața așa cum au putut până la mine primesc tot ce curge sau a curs în sângele lor și a ajuns până la mine. Acum mă aparține. Mă aparține firea acesta bolnavă, îmi aparține boala, dar nu mă aparține comportamentul pe care aceste boli, aceste rele ni provoacă atunci când suntem fără tine. Dăruiește-mi, Doamne, pocăință ca să nu mă lepăd de moștenire și nici de strămoșii mei, ci să mă lepăd de atitudinea lor, de comportamentul lor, prin care, încercând să fugă de durere, de rușine, de frică, au ales ascundere, minciună și nu au alergat la mila ta ca să-i vindeci, ca să ne vindeci. Miluiește-mă, Doamne, pe mine, pe toți cei din jurul meu, pe toți cei pe care îi văd, pe cei pe care îi aud, pe cei care mă întreabă ceva, pe cei pe care îi întreb, pe părintele meu duhovnic, pe frații și surorile mele și pe toți oamenii din lume, Doamne miluiește-i și mie dă -mi putere să mă lepăd de satana, de jugurile lui și să mă lipesc de tine acum și așa să rămân în vecii vecilor. Amin.